Explozie de culoare și de bucurie la Fundația Culturală Ilfoveanu, care a găzduit recent expoziția micilor pictori coordonați de artistul plastic Malvine Mocenco. Un nume cu renume la nivel județean, dar și național, Malvine Mocenco, șeful secției de conservare-restaurare de la Muzeul Golești, susține săptămânal în cadrul Galeriei Ilfoveanu cursul de pictură adresat copiilor. În pragul sărbătorilor de iarnă, micuții artiști și-au expus o parte din lucrările realizate și le-au prezentat cu entuziasm. Bebelușul, sora și tata. Au nume? L-ai dat nume? Da. Cum îi cheamă? Wow, tu l-ai făcut? Pe bebelușul cheamă Ariana, pe soră o cheamă Maria și pe tatăl cheamă Brad. Îți place la pictură? Da. Ți-ai făcut prieten noi aici? Mi-a făcut o prietenă la pictură. Ce-ți place să pictezi? Pisici. Cum te cheamă? Așa, Teodora. Teodora? Și câți anișori ai? Mulți înainte. Vii de mult la pictură, la cursuri? Da. Da? Și îți place? Da. Peisaje, da. La cursul de pictură sunt așteptați toți copiii pasionați de lumea magică a culorilor. La curs participă copii cu vârste cuprinse între 3 ani și 11 ani. Dar sunt mulți copilași micuți de 3 și 4 ani și sunt extraordinari. Fac niște lucruri minunate. Pe ce suport pictează copiii? Pe cănuțe de sticlă, farfurii de porțelan, farfurii de ceramică, pânză și hârtie de diferite grosimi, cu diferite texturi. Trebuie să le aibă de acasă sau le asigură fundația? Fundația le asigură toate materialele, nu trebuie să aducă absolut nimic. În afara cursului de pictură, Fundația Culturală Ilfoveanu pune la dispoziția argeșenilor care doresc să petreacă timp de calitate o gamă variată de oferte. De la bun început a fost un spațiu al dezbaterii și dialogului artistic în primul rând. Cursurile sunt din sfera artistică, în principal pentru copii, de la cursuri de pictură, teatru, canto, pian, chitară, așa, până la cluburi de lectură, diverse spectacole și tot ce înseamnă educația asta în afara școlii, ne-l ajută pe copil foarte mult să se dezvolte, să-și dezvolte latura emoțională și artistică și prin asta devine un adult de succes. Sunt și adulți interesați, pot participa? Da, să știți că am avut foarte multe cursuri și pe zona de portrete, chiar și pe teatru, atâta timp cât le permite timpul. Adulții au serviciu și atunci nu reușesc să ajungă și cursurile sunt doar pe module limitate. Dar atâta timp cât este cerere, noi suntem deschiși și... Cum i-ați motivat pe cei de acasă care n-au trecut încă pragul Fundației Ilfoveanu să vină să vă viziteze și eventual să participe la cursuri? Simplu fapt, să vină să viziteze atât galeria de artă, sunt niște opere excepționale, cât și zona de librărie. Cartea, după părerea mea, îl ajută pe copil să se deconecteze de la tot ce înseamnă media și să intre în sfera poveștilor și să-și pune emoțiile pe hârtie, pe ceramică, pe orice și asta le ajută foarte mult să se dezvolte.
Potrivit directorului executiv Maria Alina, Fundația Ilfoveanu își va redeschide ușile pentru argeșeni începând cu data de 3 ianuarie 2022. Vă așteptăm săptămâna viitoare luni la cursul de pictură pe ceramică, vom face globulețe, așteptăm atât copii cât și adulți, cine vrea să participe cu drag. Perioada între Crăciun și Anul Nou o să fie un pic de pauză, dar după 3 ianuarie ne reluăm activitatea cu totul.